Pentru azi mi-am propus un model de arhitectură. Este vorba de casa lui Frank Lloyd Wright, aflată în Wisconsin. Am presupus că știți deja să faceți linii ortogonale, așa că vă dau fișierul 2D gata desenat. Aici vedem toate leerele deschise. Va trebui să lucrăm pe rând ca să înțelegem ce facem acolo. Ne vom face setările inițiale, care înseamnă un layer de volumetrie, un layer nou, două layere noi, pentru volum, parter și volum, etaj. O să lucrez în volum parter. Celelalte leere deocamdată stau închise, mai puțin leerul de parter. Ca și prezentare, ca și vizualizarea obiectului, am vrea să nu lucrăm în axonometrie, ci în perspectivă. Aleg opțiunea Perspective with Orthoface. Care ne ajută să vedem de sus în axonometrie, în proiecție paralelă, din 3D, în perspectivă. Acum, uneltele pe care vreau să le folosim sunt în zona de aici. Dacă nu aveți vizibilă pe ecran, trebuie să faceți setarea de la 3D Modeling, de la Settings, de la rotiță, alegeți 3D Modeling. De asemenea, alte setări folosite de mine sunt Dynamic Mod activ, Tracking-ul este activ, Object Snap, doar modurile cele mai des folosite active. Și Gizmo este activ. Gizmo, vă aduc aminte că se vede doar din modul wireframe, nu se vede modul 2D wireframe. Deci folosim acest mod wireframe de afișare. Bun, pentru realizarea volumetriei putem avea contururile închise, gata desenate dinainte. Și atunci folosim comanda Extrude, care le extrudează. Sau nu sunt gata închise dinainte. Sunt desenate, dar nu sunt închise, cum se vede aici. Aici o linie și aici altă linie. În caz în care vom folosi comanda Press Pull, care face două lucruri deodată. Uitați, o să încep cu Press Pull. Press Pull depistează conturul înăuntru căruia am clicat și face acel boundary de care v-am povestit la curs, găsește insula care înconjoară locul în care am clicat și apoi imediat lansează comanda Extrude. Aici avem niște parapeți de ridicat cu 120 de unități. Press Pull e o comandă repetitivă, dar care acționează pe câte un contur odată. Deci n-am ieșit din comandă, dar trebuie să selectez contururile pe rând. 120. Aici 190. La fel și aici. În rest avem desenate contururile închise. Deci le putem selecta pe toate dintr-o dată, toate conturile roșii, mai puțin șemineul central. Dau Enter și apoi le ridic la 250. Enter. Acum, fiindcă avem deja volumetria afișată, e bine să trecem într-un mod care ne arată formele 3D. Aici X-Ray.
Mai continui cu extrud cei doi parapeți. Care au înălțimea de 90. Și putem extruda de asemenea și forme care nu sunt închise pentru a obține ferestrele. Aici. Aici. Și aici. Tot cu 250. Și pentru că programul nu a găsit contururi închise, le-a transformat în altceva decât solide. Acestea sunt solide, acestea sunt suprafețe. Pentru șemineul central avem posibilitatea să-l extrudăm deoarece e desenat deja conturul sau să construim un box, fiindcă are o formă prismatică. Să lucrăm cu box acum. O cutie care indic baza de aici până aici și apoi tastez înălțimea care este 600. Și o altă cutie mai mică, repet comanda cu Enter, îi arăt baza de aici până aici și înălțimea de 80. Ea reprezintă golul în șemineu. O selectez și o mut cu 20 de unități mai sus. Fac o operație de scădere booleană pe care o realizez de aici. Subtract. Selectez prisma mare, dau Enter, apoi selectez prisma mică și dau Enter. Și acum decupajul a fost creat. Dacă nu se vede bine, putem alege alt mod de afișare. La fel aici, dacă deranjează aceste muchii, putem obține un volum comun cu comanda Union. În care putem adăuga chiar toată volumetria. Nu recomand neapărat să uniți tot cu tot. Până la urmă, muchile dintre volume nu sunt atât de deranjante. La randare dispar. Dar putem să o facem acum pentru demonstrație. Chiar totul poate fi unit. Asta are avantaj că transformă într-un singur obiect și că ne arată o geometrie curată. La interior nu vom avea muchii. Are dezavantajul că în caz că modificăm, modificările vor fi mai greoaie, va trebui întâi să separăm obiectele cu slice, să le separăm în bucăți, să le tăiem. Bun. Asta a fost volumetria zidurilor parterului. Mai avem și o placă. Placa aici nu a fost desenată ca un contur închis. Deci ce opțiune avem ca să desenăm conturul pe sub ziduri? E uneori destul de anevoios. Ca să folosim press pull, în păcate el depistează doar insulele curate, nu putem extinde. Așa că o soluție de compromis ar fi să desenăm, să folosim press pull din afară. Deci să căutăm insula exterioară conturului. Pentru asta trebuie să o mărginim în afară, deci desenez un rectangle, Enter. Așa. Folosesc press pull. Și l-a găsit cu placare grosimea de 20. Și apoi mai fac un box pe aici. Tot de înălțimea 20. Deci acum avem două cutii suprapuse. O să le izolez ca să se vadă mai bine. E vorba de cutia aceasta și cutia aceasta. Le izolez din butonașul ăsta. Da? O cutie plină
și o cutie cu un decupaj. Ceea ce vreau este să păstrez volumul care se află în cutia mică și nu se află în cutia mare, da? În cutia mică, ci nu se află în cea mare. Adică să fac o operație booleană de scădere, subtract, din obiectul mai mic. Enter. Pe obiectul mai mare. Asta este un artificiu pe care îl folosesc atunci când a desena conturul pe sub clădire este extrem de nevoios. Altfel, în cazul ăsta, poate era mai simplu de desenat o polilinie pe contur și de extrudat. O să ies din modul Isolate, End Object Isolation. Placa trebuie coborâtă sub pereți. Este o convenție utilizată în modelarea CAD. Planul de călcare este la cota 0, este pus pe planul XY. Și atunci dau placa mai jos cu 20. Mai avem de desenat pe dedesubt un soclu. O să deschid și layer-ul de soclu. Ca să vedem mai bine, o să lucrăm doar în el. Deci o să sting parterul. De asemenea, o să ascund volumetria realizată până acum. Pentru realizarea soclului o să folosesc comenzile extrud și press pull. Aici avem contururi închise, deci le putem tăia cu, le putem extruda. Înălțimea soclului este 250, mișc cursorul în jos și scriu 250. Înălțimea treptelor e variabilă. Conturul nu va fi găsit decât dacă stau în vedere de sus. Și atunci o să le extrudez cu prima treaptă 250, a doua 230, a treia 210, după care mă uit în perspectivă și le așez la cota corectă, adică le cobor cu 250. Și dacă ne aducem aminte, totul a început de la cota 0, ori placa parterului deja e coborâtă cu 20 de unități, deci trebuie să mai cobor soclu ca să-l duc sub cota parterului, sub placa parterului, cu 20 de unități. O să sting layer-ul cu liniile ajutătoare din soclu. O să afișez obiectele ascunse pentru a vedea cum stăm. Ceea ce mai trebuie făcut este să secționăm soclu, pentru că e așezat pe un plan înclinat care trece pe aici, prin colțul acesta, și are o pantă de 5 grade în jos. Din nou, o operație care poate fi făcută în mai multe moduri. Una ar fi slice și alta taper. Slice se folosește în combinație cu rotirea sistemului de coordonate, le-am arătat la curs, o să folosesc acum taper face. În care înclină o față. Pentru a o selecta, pentru a fi sigur că selectăm fața dorită, apăs pe control și vezi că la mișcarea cursorului mai apare o față sau alta. Enter pentru a termina selecția. Acum, la comanda taper trebuie indicat întâi punctul fix al planului de înclinat, apoi direcția
care se rotește. Deci nu axa de rotație, ci direcția care se va roti aici. Și apoi unghiul 5 grade. Enter până ieșim din comandă. Am obținut ceea ce voiam. Acum, pentru secționarea celorlalte obiecte, o să folosim Slice. Selectez obiectele de tăiat, care sunt bucata asta și cu treptele. Enter. La comanda Slice, opțiunea implicită, deși scrie aici că e 3 puncte, nu ascultă de ea, trebuie să dăm Enter ca să știe că vrem o opțiune implicită. Și acum arătăm 3 puncte ale planului tăietor. Le putem indica aici, pentru că le cunoaștem, aici, aici și aici. Și următoarea întrebare este ce vrem să păstrăm. Vrem să păstrăm partea de sus, oricare punct din partea de sus a planului tăietor, chiar și asta e bun. El indică partea de păstrat. Ce ne-a mai rămas de desenat este un parapet înclinat care merge pe conturul plăcii, îmbracă placa. Pentru asta îi voi desena secțiunea aici. Desenez o polilinie care identifică singură planul pe care vreau să desenez, fiindcă am activat Dynamic-ul CS. Încep de aici. Pe orizontală 10, Enter. Pe verticală, să presupunem că avem de făcut o pantă de 5 grade. O lungime de 120, tab 5, 75, 85. Încoace pe orizontală. Vedeți că orto nu e activ, deci dacă nu îl activez, n-am cum să arăt exact orizontala. 10. Și în jos am închis cu close. Acesta este conturul. Iar acum traseul pe care vreau să extrudez, trebuie să-l desenez pe conturul plăcii. Acum Dynamic-ul CS nu ne ajută întotdeauna. Va sta să aleagă între plăci. Dar deoarece desenez pe orizontală, adică planul de desen coincide cu planul X sau Y, îl pot dezactiva. Click. Click. Atenție la modurile OSNAP să se agațe de ce vrem noi, nu de ce vrea el. Click. Click. Și un click aici. S-a realizat pe deasupra o polilinie. Deci acum avem două polilinii implicate. O să le izolez doar ca să vedem mai bine ce urmează să facem. Folosim comanda sweep, pe care o să o găsim la solid, unde avem mai multe opțiuni. Iată, sweep. Sweep ne cere să selectăm întâi profilul, apoi cale. Și a generat ce dorea. Ies de modul izolat și în momentul ăsta putem spune că parterul este terminat.